Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Mămăruța galbenă. A sosit primăvara. Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc și Wendel, băiatul Rădașcă. Wendel, fugi la doctorul Bufniță, Kelemen și-a rupt aripa, i-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu. În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galbeni către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutam. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea mămăruță. Mămăruță rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu, doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun, a strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță!
Mărița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Wendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuza se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață! A propus băiețelul Melc. Fetița Mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și-au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Wendel, băiatul rădașcă. Wendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Wendel îi era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Wendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Wendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel, a strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat, m-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este Buburuză, fetița Mămăruță. El este Wendel, băiatul rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez, a strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. E vremea să ne pregătim de balul mascat, a spus fulgușor fetița fluture. Tu ce vei fi? A întrebat Bobiță. Iese
secret, a răspuns Fulgușor. Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză. Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă, mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobița a hotărât repede că va fi o ciupercă. Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde, pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul Albină, și Dorotea, fetița Bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi Drăgușor, iar Dorotea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici. În acest timp, Lili, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după amiază. Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lili. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în Drăgușor, cu Dorotea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lili deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița Libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote. Ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu, e pentru băieți, eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul. Știu ce facem, îți facem un costum nou, a spus Săltărețul, un costum soare. Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc! A spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit. Bobița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Castelul de nisip. Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză.
Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul Pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, Pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe Pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar Pepenele se rostogolea, se rostogolea mai departe. Toți fugeau după Pepene cât îi țineau picioarele, dar Pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart, Pepenele! Se supără Buburuză. O, Pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul Pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele. Să ne grăbim pe insula de nisip? Nu ne mai rămâne timp să construim castelul? A strigat repede fetița Mămăruță. Așteaptă, Buburuză! Vin și eu cu tine! A spus Baltazar. Și eu! A spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor! Pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem! Construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă. Și poate să vină și Bobiță! A propus Baltazar. Au ales patru coși de pepene, una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză.